se lucrează la suprastructura, se lucrează la lucrarea de consolidare pentru zona de unde se prevăzut terasamente. S-a început și nodul rutier Pasco, unde s-a deviat traficul rutier pe o perioadă de 3 luni. Urmează în următoarea perioadă să definitivăm și următoarele faze, etape. Traficul se desfășoară bine până la momentul de față, nu sunt probleme și tot merge în parametri.